să ne îndreptăm privirea către ceruri. Și totuși, Doamne, ne e greu, nu mai știm ce e bun sau rău. Din tot ce avem și știm, nu mai aflăm cărarea către ceruri. O, te rugăm, mai dă-ne un semn, un strop de har și spune, Doamne, cum să trăim în lumea de acum. Suntem ai tăi și mari și mici și buni și răi. Întinde-ți brațul tău și ne conduc pe-al nostru drum. Cu cât mai mult am descoperit, mai complicați am devenit. Dar am găsit ceva din sensul vieții ce ai pus-o în noi. Te căutăm în univers și vrem să știm al lumii vieți. Dar tot uităm să fim mai buni cu cei de lângă noi. O, te rugăm, mai dă-ne un semn, un strop de har și spune, Doamne, cum să trăim în lumea de acum. Suntem ai tăi și mari și mici și buni și răi. Întinde-ți brațul tău și ne conduc pe-al nostru drum. De ne-am putea elibera bariere, zidui, sfârâma. Am rămâne toți umili și simpli și adevărați. Ne fi Tu, Doamne, singur țel și ne-am privit între noi la fel. Ne-am dat mâinile și-am fi cu adevărat cu toții frați. O, te rugăm, mai dă-ne un semn, un strop de har și spune, Doamne, cum să trăim în lumea de acum. Suntem ai tăi și mari și mici și buni și răi. Întinde-ți brațul tău și ne conduc pe-al nostru drum. O, te rugăm, mai dă-ne un semn, un strop de har și spune-mi, Doamne, cum să trăim în lumea de acum. Suntem ai tăi și mari și mici și buni și răi. Întinde-ți brațul tău și ne conduc pe-al nostru drum. Venim înaintea Sfintei tale fețe să-ți mulțumim pentru binecuvântările pe care Tu ni le dai cu mână largă și bogată. Îți mulțumim, Doamne, pentru că ne aduni în felul în care o faci să ne putem împărtăși cu Tine și din cuvântul Tău. Te rugăm să invii cu prezența Ta și să ne înveți în aceste momente despre Tine, despre bunătatea și despre iubirea Ta. Te rugăm să ne ajut să fim o lumină pentru cei din jurul nostru, să-i binecuvintezi pe toți cei care ascultă, toți cei care împărtășesc aceste momente împreună cu Tine și să ne ajut, Doamne, ca împreună să fim una și să ne apropiem mai mult de Tine. Îți mulțumim pentru tot ce faci pentru noi, pentru viață, pentru sănătate, pentru că ne binecuvintezi și nu ne părăsești. Te rugăm să fii cu noi în continuare și să ne dai o îndoită înțelepciune pentru a fi cu adevărat copii ai Tăi. Tu să fii mereu slăvit și onora că ți se cuvine. Amin. Vă urăm un bun venit
În aceste momente, la acest tip de program pe care îl facem în mediul online și ne bucurăm să putem avea aceste momente de părtășie în aceste vremuri atât de complexe și dificile. Și înainte de a trece la studiul nostru pe care astăzi îl avem împărțit cum deja v-am obișnuit din capitolul din Biblie, dar și din studiul din Hristos Lumina Lumii, prima dată vom începe cu prezentarea studiului din capitolul 1 din Luca și o să o invit pe Iulia să preia prezentarea acestui capitol. După cum s-a amintit, pentru astăzi am avut de studiat și de dezbătut capitolul 1 din Luca și pentru început m-am gândit să spun ceva despre această carte, despre cartea lui Luca, pentru că începem o altă carte a Bibliei. Aceasta este a treia evanghelie scrisă în Biblie, după Matei și Marcu, după cum știm, și este considerată fiind opera aceluiași autor care a scris și cartea Faptele Apostolilor, datorită faptului că se adresează prea alesului Teofil în introducerea acestei cărți, la fel ca și cartea Faptelor Apostolilor. Autorul acestei cărți este Luca, un doctor, și este și tovarășul lui Pavel. Este menționat de către Pavel într-una dintre epistolele acestuia. Cartea a fost scrisă cel mai probabil între anii 58 și 65 după nașterea Domnului Iisus Hristos. Nu se știe exact data. Din relatarea acestei cărți și din ce a scris Luca, înțelegem că el nu a fost un martor ocular la toate evenimentele care s-au petrecut, ci el a descris și din ceea ce a auzit de la ceilalți ucenici. El nu era un ucenic al Domnului Isus și deci nu umbla cu el peste tot și nu avea acces la tot ceea ce știau ucenicii. La fel ca în cazul celorlalte două evanghelii, scopul acestei cărți era de a prezenta pe Domnul Iisus și misiunea sa pe acest pământ, dar Evanghelia lui Luca este una deosebită prin faptul că este o istorie foarte meticulos relatată, este o relatare în ordine a tuturor evenimentelor, așa cum scrie în Luca 1 cu versetul 3, și aceasta oferă detalii care sunt mai amănunțite și mult mai detaliate pe care celelalte evanghelii le omit. Istoria scrisă de Luca subliniază lucrarea Domnului Iisus pe acest pământ și de asemenea și parabolele pe care el le-a scris și pe care el le-a povestit ucenicilor și multe alte întâmplări. În capitolul 1 începem cu o notă introductivă care amintește motivul scrierii, destinatarul și sursa de inspirație, așa cum am amintit mai devreme. Primul subtitlu se numește Vestirea nașterii lui Ioan Botezătorul și prezintă familia acestuia, vizita îngerului pe care a primit-o Zaharia și aș dori ca să dezbatem împreună cum a decurs întâlnirea lui Zaharia cu îngerul. Frate Nicu, dacă puteți să ne spuneți. Da, îl vedem pe Zaharia, care slujea la templu și el zice că a fost tras la sorți ca să intre și să tămâieze. Deci ei făceau prin rotație slujirea la templu și acest serviciu de tămâiere. Zaharia și soția lui Elisabeta erau oameni în vârstă, oameni credincioși, spune că erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu, dar cu toate acestea ei aveau o durere, să spunem așa, în suflet, pentru că nu aveau copii. Și
pentru că era înaintea altarului de tămâiere, Dumnezeu l-a trimis pe îngerul Gavril, de i s-a arătat să-i descopere faptul că soția lui, Elisabeta, va rămâne însărcinată și va naște un fiu, deci un copil de parte bărbătească. Zaharia, când a văzut îngerul, s-a înspăimântat, s-a umplut de frică și îngerul i-a spus: nu te teme, pentru că am venit să-ți dau o veste bună, am spune noi cu cuvintele noastre. Și Zaharia a rămas un pic înmărmurit de lucrul acesta, pentru că cunoștea faptul că este în vârstă, nu mai era posibilitatea, dacă în tinerețe nu a avut copii, acum la bătrânețe nu prea mai avea cum. Și îngerul l-a asigurat că lucrul acesta se va întâmpla, că soția lui va rămâne însărcinată, va naște un copil care, acest copil era dedicat Domnului, pentru că îi spune îngerul: nu va bea nici vin, nici băuturi amețitoare, și el va veni în Duhul și în puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile copiilor spre părinți și a celor care puseseră, eu știu, îndepărtați de pe care lui Dumnezeu, putea să întoarcă la calea lui Dumnezeu. Și vedem pe Zaharia, care cumva nu era convins de lucrul acesta, zice: după cum voi cunoaște lucrul acesta? Și atunci îngerul i-a spus că el este îngerul Gavril, și pentru a se adeveri lucrul acesta, ca să creadă, i-a spus: vei rămâne mut până în ziua când lucrul acesta se va împlini, deci până când va naște soția lui. Și chiar așa s-a și întâmplat. Zaharia a rămas mut, el a zăbovit mult acolo în templu. Oamenii care se rugau afară au început să se întrebe ce o face el de nu mai iese de acolo. Când a ieșit din templu, el n-a putut să mai vorbească și a început să facă fel de fel de semne pentru a comunica cu oamenii. După zilele care s-au împlinit la templu, el s-a dus acasă și după câteva zile vedem că ceea ce îi prorocise îngerul s-a și împlinit, soția lui a rămas însărcinată. Vedem că lucrul acesta s-a mai petrecut. Au mai avut în Biblie, am mai dat de întâmplări asemănătoare. Îl vedem pe Avraam, care împreună cu soția lui Sara erau oameni în vârstă, și lucrul acesta a fost posibil ca ei să aducă pe lume un copil. De aceea puterea lui Dumnezeu este mare. Ar trebui să nu ne îndoim de acest lucru, deci vedem că Dumnezeu, dacă spune un lucru, atunci cu siguranță ia ființă. Mai întâlnim asemenea cazuri, o vedem pe Ana, mama lui Samuel, care tot la fel era stearpă, ea nu era la fel de în vârstă ca și Sara sau ca și Elisabeta, dar totuși știm că era stearpă și nu putea să aibă copii. Și ea s-a rugat la Dumnezeu. Mă gândesc, fac o paralelă cu Ioan Botezătorul, când a spus Ana că dacă Domnul îi va da un copil, îi va fi închinat lui Dumnezeu. Tot la fel, el nu bea nici vin, nici băuturi amețitoare. Ana a promis că nici briciul nu va trece peste capul său. Și vedem că acești copii care s-au născut prin voia lui Dumnezeu au fost niște copii sau niște oameni credincioși care i-au slujit lui Dumnezeu, la fel cum a fost și Ioan Botezătorul, care s-a născut prin voia lui Dumnezeu ca să pregătească calea Domnului Iisus, care avea să vină după el. Mulțumim! Al doilea subtitlu se numește Vestirea nașterii lui Iisus Hristos și ne relatează
faptul că îngerul Gabriel a venit să viziteze o tânără din Nazaret pe Maria și aș dori să dezbatem ce propunere i-a făcut îngerul Mariei și care a fost reacția ei la propunerea îngerului, fratele Emanuel. Da, într-adevăr, Gavril a fost trimis de către Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret. În luna a șasea, considerându-se luna a șasea de când el fusese, așa cum ne-a povestit fratele Nicu la Elisabeta, rudenia Mariei. Și modul de adresare al acestui înger către o tânără, pentru că Maria era o tânără fecioară, de curând se logodise cu un bărbat din Israel numit Iosif, a fost plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har. Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Sigur că da la o asemenea afirmație făcută de un înger al lui Dumnezeu, Maria a rămas nedumerită. Cuvintele acestea au tulburat-o și se gândea singură ce o însemna lucrul acesta. Dar îngerul a continuat spunându-i, nu te teme căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu, vei rămâne însărcinată, vei naște un fiu căruia îi vei pune numele Iisus. Cum să rămân însărcinată a fost întrebarea pe care ea a pus-o când eu nu am cunoscut încă un bărbat, ci doar sunt logodită. Da, vei fi însărcinată prin Duhul Sfânt, vei naște un fiu care va fi chemat Fiul Celui Preanalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Legătura genealogică între sămânța lui David și sămânța femeii, așa cum fusese spus încă de la început, iată că își găsește împlinirea în spusele îngerului adresate acestei tinere femei. Mai mult de atât, pentru a o încuraja, îngerul îi spune și Elisabeta, rudenia ta, la bătrânețe a zămislit un fiu, deci nu uita, niciun cuvânt care iese de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Totul se va împlini așa cum Dumnezeu a hotărât. Descrierea Bibliei la acest capitol este foarte interesantă. Ultima parte a acestei narațiuni ne vorbește tocmai despre puterea pe care cuvântul lui Dumnezeu o are atunci când el este rostit către noi oamenii. Ar trebui să avem aceeași credință și speranță pe care a avut-o și această tânără femeie, că orice promisiune pe care Dumnezeu o face copiilor săi se va împlini, cu siguranță, la vremea potrivită. Cuvintele Domnului Hristos nu cunosc nici grabă, nici întârziere, acum pentru momentul nostru, și toate profețiile pe care El le-a rostit cu privire la sfârșitul acestui veac se vor împlini cu exactitate. Este important ca noi, creștinii de astăzi, să trăim cu această speranță, că vrem să înțelegem și să credem cuvântul lui Dumnezeu. Fără credință nu ne putem numi copii ai lui Dumnezeu. Rămâne ca fiecare dintre noi să privim dincolo de lucrurile care se văd și care de multe ori par neclare în ochii noștri, către făgăduințele unui Dumnezeu sfânt, care niciodată nu-și uită promisiunile pentru copiii săi. Ești copil al lui Dumnezeu? Ești în grația sa, ești întotdeauna sub ocrotirea sa, n-ar trebui să te temi de nimic. Mulțumesc! Al treilea subtitlu din capitolul 1 se numește Cântarea Mariei. Cu ce ocazie a compus Maria o cântare și ce conținea aceasta? Roxana? Da, după ce îngerul i-a vestit nașterea și faptul că va rămâne însărcinată cu Domnul Iisus Hristos, ea a relatat și o altă minune care a avut loc, faptul că o rudenie de ei, adică Elisabeta,
urma să nască de asemenea un copilaș, fiind deja însăcinată în 6 luni. Spunându-i de asemenea că niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. În zilele următoare, ea s-a hotărât să plece să facă o vizită Elisabetei și cu această ocazie a compus Maria o cântare de laudă și mărire. E considerată ca fiind unul din imnurile cele mai sublime din toată literatura sacră. Această cântare este străbătută de un duh de adorație și recunoștință smerită și proslăvește puterea, sfințenia și îndurarea lui Dumnezeu. Cântarea aceasta descoperă caracterul lui Dumnezeu și scoate în evidență harul lui, atotputernicia, sfințenia, îndurarea, dreptatea și credincioșia sa. Și aș vrea să citez și versetele amintite. Maria a zis, sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a robei sale. Căci iată că de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită, pentru că cel atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine, numele lui este sfânt și îndurarea lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de el. El a arătat putere cu brațul lui, a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor, a răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și a înălțat pe cei smeriți. Pe cei flămânzi i-a săturat de bunătăți și pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale. A venit în ajutorul robului său Israel, căci i-a adus aminte de îndurarea sa, cum făgăduise părinților noștri față de Avram și sămânța lui în veac. Mulțumesc! Iată cuvinte frumoase pe care Maria le-a pus într-o cântare și pe care le avem și noi până astăzi. Următorul subtitlu povestește despre nașterea lui Ioan Botezătorul. Aș vrea să vorbim despre cine a stabilit numele lui Ioan și de ce era o problemă cu numele lui și ce s-a întâmplat cu Zaharia după nașterea fiului său. Adrian? Dacă e să privim în Evanghelia după Luca, vom putea observa un aspect foarte interesant în cuvântul lui Dumnezeu, că toți cei apropiați au aflat despre nașterea acestui copil minunat care urma să aducă speranță și bucurie în sufletele celor din jurul lor. Și la un moment dat toți se adunaseră să afle ce nume va pune. Erau sfătuiți să-l numească Zaharia, neamurile pe vremea respectivă, poate se mai practică și astăzi la fel, se gândeau să pună un nume asemănător tatălui sau unor prieteni și așa mai departe, dar data aceasta ei doreau să ofere numele tatălui Zaharia. Iar mama îi oprește pe toți și spune nu, nu va trebui să poarte numele acesta. Bineînțeles, toți și-au dus atenția către tatăl casei, el care era mut în momentul respectiv, nu putea să comunice din cauza că Dumnezeu a îngăduit să-i se întâmple acest aspect în viața sa, ia o tăbliță și scrie numele acestui mare învățător, îi scrie numele Ioan și în cele din urmă au putut observa și ceilalți că ei au aceeași dorință de a pune numele copilului Ioan. Cine de fapt i-a descoperit acest nume? Îngerul Domnului a venit și le-a spus ce nume să ofere acestui copil și în cele din urmă, după ce a oferit acest nume, tatăl său a început să vorbească și totul a fost în regulă și toți se minunau și discutau despre ceea ce s-a întâmplat în acea perioadă. Dacă stăm și ne gândim la acest aspect din viața părinților mai mult, dacă am putea spune așa, putem observa că Dumnezeu lucrează în diferite
căi la care noi ne așteptăm cel mai puțin, el lucrează minunat și își poate duce în cele din urmă planul care îl are la bun sfârșit, chiar dacă uneori ne gândim că el poate găsește alte metode. Metoda a fost simplă, a rămas mut și apoi și-a recăpătat vorbirea și în cele din urmă a putut aduce slavă și glorie lui Dumnezeu pentru tot ceea ce a făcut Dumnezeu pentru ei ca și familie și în cele din urmă se va observa și pe viitor în viața acestui bărbat care urma să crească și să aducă slavă lui Dumnezeu. Mulțumesc! Și ultimul subtitlu al acestui capitol se numește Cântarea lui Zaharia. Cum și-a arătat Zaharia recunoștință față de Dumnezeu și ce profeție a rostit el? Cătălin? Cum ai amintit și tu, Zaharia spune că sub inspirație, sub inspirația Duhului Sfânt, a binecuvântat pe Domnul. Nu, aici se amintește de cântarea lui Zaharia și spune că l-a binecuvântat pe Domnul datorită faptului că a cercetat pe poporul Israel și a răscumpărat pe poporul său. Prin faptul că datorită nașterii lui Ioan Botezătorul a reprezentat ca o mântuire puternică adusă în casa robului său David. De asemenea, și-a adus aminte de jurământul făcut părintelui lor și părintelui nostru Abraham, că ne va izbăvi din mâna vrăjmașilor și ne va îngădui să îi slujim fără frică, trăind înaintea lui în sfințenie și neprihănire. Acum, prorocia făcută referitor la Ioan spune că va fi întemeitorul, antemergătorul căii Domnului. Deci, vei fi chemat proroc al celui preanal și vei merge înaintea Domnului ca să pregătești calea lui, fiind vorba despre Domnul Iisus Hristos. Va da poporului său iertare de păcate prin cunoștința mântuirii. Va lumina pe cei ce zac în întuneric și în umbra morții și va îndrepta picioarele pe calea păcii. Un ultim verset, versetul 80, spune că pruncul creștea și se întărea în duh și a stat în locul pustii până în ziua arătării lui înaintea lui Israel. Un detaliu destul de mic, dar am avut acum câteva sabate în lecțiune despre Pavel, când a simțit și a fost nevoie să se retragă câțiva ani în deșertul din să nu greșesc, se amintește din Arabia, parcă da, unde a avut momente de meditație, nu? Momente de liniște în care a putut studia, a putut să-și revizuiască viața și s-a pregătit pentru următoarele lucrări care îi stăteau în față. Este un, am putea spune, o învățătură foarte bună și pentru noi. De multe ori când suntem la răscruce de drumuri sau când avem o anumită lucrare de făcut, chiar și un mic studiu, o predică, așa mai departe, liniștea și comuniunea cu Dumnezeu, retragerea în cămăruța noastră, poate fi și reprezintă un moment de inspirație, un moment de ajutor, în așa fel încât să putem să fim pregătiți și să obținem binecuvântarea o binecuvântare maximă, un ajutor pe măsură, ca lucrarea care ne stă în față, asemenea acestui profet Ioan, să poată să fie adusă la bun succes și cu un rezultat cât mai bun. Mulțumesc! Și mulțumesc că m-ați ajutat să dezbat acest capitol. În final aș dori să fac un apel la toți cei prezenți și cei care ne ascultă să nu uităm că Domnul Iisus este, chiar dacă nu mai este printre noi și
S-a născut aici, el a trăit aici pe acest pământ și ne-a dat și ne-a lăsat un mesaj și ne-a dat un exemplu. Și acest lucru ar trebui să fie mesajul nostru către întreaga lume și Evanghelia pe care noi să o ducem, că împărăția lui este aproape și el va reveni pe acest pământ în curând. Domnul să ne ajute să înțelegem aceste învățături și el să fie cu noi. Mulțumim, Iulia, pentru dezbaterea acestui capitol. Mulțumim celor care au răspuns și pentru timpul care l-au acordat pentru acest studiu. Și înainte de a trece la partea a doua a acestui program, o să ascultăm un cântec, un imn, care să ne bucure sufletul și mintea. Se numește Tatăl nostru și este în interpretarea lui Alex Tudorel. Tatăl nostru ce ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Ruga noastră se-nalță de-a pururi spre slava și tronul Tău. Și vie împărăția Ta, împlinească-se voia Ta, precum în cer și pe pământ, al speranței și vieții legământ. Pâinea zilei de azi și de mâine, ofer-o prin harul Tău. Și ne iartă păcate și vine, precum noi iertăm omul rău. Cărarea nu ne-o lăsa nispitir, ci păzește-ne Tu de cel rău. Povara grea ce apasă-n dureri, ia-o Tu în mila și în harul Tău. Căci a Ta este împărăția, puterea și slava în veci. Așteptăm să vedem profeția pe care-n cuvânt ne-o dezlegi. Și în slava Ta să te-ntorci pe nori, chipul Tău să-l vedem în curând. Un nou pământ fără de plâns și dureri, pentru cei mântuiți aducând. Amin. După ce ne-am pregătit sufletele prin ascultarea acestui imn, putem să trecem la studiul capitolului 79 din Hristos, Lumina Lumii, care se intitulează S-a sfârșit. Dacă sâmbăta trecută, în programul de după amiază, am învățat puțin despre jertfa de pe Golgota și despre acest dar suprem pe care l-a făcut Iisus lumii, astăzi vom încerca să aprofundăm puțin acest subiect, ce s-a întâmplat practic și în spatele acestui act care se întâmpla pe Golgota, această crucificare a Domnului Iisus. Dacă ne uităm în istorie, actul crucificării era atât de uzual în vremea aceea a Imperiului Roman, chiar zidurile, pământul din afara Ierusalimului, din afara zidurilor Ierusalimului era întotdeauna dedicat pentru acest tip de crucificări, adică lumea era extrem de obișnuită cu astfel de pedepse capitale. Totuși, acest sacrificiu pe care Domnul Iisus l-a făcut pentru noi nu era un oricare, nu era atât de ușor de trecut cu vederea. De aceea vom aprofunda astăzi mai mult despre acest capitol existențial în istoria omenirii,
pentru că mi-aș dori, la sfârșitul acestui studiu, să plecăm acasă cu câteva idei. Practic, în acest capitol vom dezbate acest titlu de s-a sfârșit și ce înseamnă. Vom aprofunda puțin lupta dintre bine și rău și acest și a treia idee este planul de mântuire cu implicațiile sale veșnice. Înainte de a trece efectiv a dezbate și o să-i rugăm pe frații noștri, pe participanți să ne ajute cu răspunsuri, voi da citire a unui prim paragraf de început în care spune că Domnul Iisus nu și-a încheiat viața până când n-a adus la îndeplinire lucrarea pe care a venit să o facă și odată cu ultima sa răsuflare el a exclamat s-a sfârșit. Bătălia a fost câștigată, mâna sa dreaptă și brațul său cel sfânt i-au asigurat biruința. Ca biruitor, el a înfipt stindardul său pe înălțimile veșnice. N-a fost oare atunci și acolo o bucurie pentru îngeri? Tot cerul a triumfat odată cu biruința Mântuitorului. Satan a fost înfrânt și și-a dat seama de faptul că și-a pierdut împărăția. Acest mesaj de speranță cu care începem acest studiu de s-a sfârșit, practic este mesajul pe care Iisus l-a dat întregii omeniri și a fost din veșnicie. Vom trece la studierea acestui capitol și prima întrebare este ce însemna strigătul s-a sfârșit? Și o să rugăm pe Iana să ne răspundă. Strigătul s-a sfârșit a avut o semnificație profundă atât pentru îngeri cât și pentru lumile necăzute în păcat. Marea lucrare de răscumpărare fusese împlinită. Caracterul lui Satan nu fusese descoperit până atunci, până la moartea Domnului Iisus, în mod clar. Acesta s-a înveșmântat în așa fel în înșelăciune, încât nici măcar ființele cerești nu au putut să perceapă principiile sale. Lucifer fusese o ființă de minunată putere și slavă, dintre toate ființele create fusese pe treapta cea mai înaltă, dar s-a ridicat împotriva lui Dumnezeu. După ce a păcătuit, puterea sa de a înșela a fost atât mai amăgitoare și descoperirea caracterului său cu atât mai dificilă, datorită poziției sale înalte pe care o avusese de la tatăl. Mulțumesc pentru acest răspuns, atât de cuprinzător și extraordinar de bine structurat, pentru că exact acestea sunt ideile la această întrebare de s-a sfârșit. Întrebarea numărul 2 este de ce a ales Dumnezeu să nu pedepsească răzvrătirea încă de la început când a apărut? Și o să-l rugăm pe Cătălin să ne răspundă. Păi, credeți că Dumnezeu ar fi putut să-l distrugă pe Satan? Cu siguranță. Spune că ar fi putut face acest lucru cu, gândiți-vă la cel mai minim efort care l-am putea face noi, spune aici un exemplu, să aruncăm o pietricică pe pământ sau, nu știu, să ridicăm o frunză. Pur și simplu, prin suflarea gurii sale, ar fi putut într-o fracțiune de secundă să îi nimicească pe Satan și pe simpatizanții lui. Însă spune că nu a făcut lucrul acesta și de ce? Cred că am putea spune din două motive mari, care practic sunt în și delimitează lucrarea celui rău și caracterul lui de caracterul lui Dumnezeu și modul cum Dumnezeu lucrează și cum este El de fapt. Dumnezeu niciodată și ne-ar fi putut scuti de atâtea mii de ani de chin, de durere, de păcat și ar fi putut chiar curța pe Fiul Său să mai fie nevoie să moară dacă ar fi pus o minimă constrângere în toată această ecuație în mintea celor răzvrătiți, a lui Lucifer sau mai târziu în alegerea care a trebuit să o facă Adam. Dar nu.
Puterea constrângătoare nu se află în caracterul lui Dumnezeu, nu se află în modul în care Dumnezeu lucrează, ci aceasta se află în cârmuirea lui Satan. Și vedem exemple, poate, în zilele noastre, despre această putere constrângătoare care încearcă să lucreze prin diferite forme. Spune că principiile care stau la baza lui Dumnezeu sunt bunătate, milă, iubire. Iar adevărul și iubirea, se repetă aici iubirea, adevărul și iubirea trebuie să fie puterile care predomină pe acest pământ. Pe de o parte, Dumnezeu a lăsat alegerea liberă fiecărei ființe, iar în cazul lui Satan a fost lăsat să își aducă la îndeplinire lucrarea și calea pe care el și-a ales-o. Și totodată să-și, putem spune, să-și dea pe față rezultatul, să-și dea pe față arama și toate, întregul univers să se convingă de principiile și temelia lucrării sale. Pentru că el a spus că principiile sale erau mult mai bune decât superioare, decât principiilor lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu l-a lăsat să își aducă acest plan, această lucrare la îndeplinire, iar întregul univers să vadă rezultatul. Și cred că vedem rezultatul, nu doar în istoria biblică sau istoria scrisă de la început, și putem vedea acest lucru și în zilele noastre. Cred că este o mare binecuvântare pentru noi și un dar infinit, acela că Dumnezeu ne-a înzestrat cu capacitatea de a alege, chiar dacă de multe ori poate alegem greșit. Dar asta ne face diferiți și unici de toate celelalte ființe. Și nouă ni se spune, alege viața, alege binecuvântarea, ca să trăiești tu și sămânța ta. Însă, mai presus de orice, Dumnezeu dorește să-L ascultăm și să îl urmăm din proprie inițiativă, nu forțați, nu cu voință, cu jumătate de inimă, cu jumătate de măsură. Cred că ar trebui să prețuim acest lucru și ori de câte ori încearcă să ni se pună piciorul pe grumaz în privința aceasta, să nu uităm că acel cineva sau acea ceva, acea putere, acea instituție, indiferent că vine din biserică sau din afara bisericii, nu face altceva decât continuă lucrarea marelui amăgitor și a lui Satan. Și nu ar trebui să permitem ca să ne fie luat, aș putea spune, acest dar, de acest dar care a fost dat omului de la început și care, după cum vedem din aceste două paragrafe, este din Dumnezeu. Libertatea de a alege și totodată de a alege corect. Mulțumesc pentru acest răspuns. Într-adevăr, Dumnezeu putea să-l fi nimicit pe marele vrăjmaș, marele răzvrătit de încă de la început, dar mi-a plăcut atât de mult această idee de că Dumnezeu dorea ca lucrurile totul să fie atât de bine așezat încât să fie puse pe o temelie de siguranță veșnică. Acest păcat al răzvrătirii să nu mai existe și să nu se mai repete niciodată în istoria Universului. Mulțumesc pentru răspuns. Vom trece la următoarea întrebare. Cum a lucrat Hristos la înfăptuirea planului de mântuire și cum Satan a încercat să-l saboteze? Și o să luăm pe Rebecca să ne răspundă la această întrebare. Vedem că Hristos, timp de 4.000 de ani, a lucrat în împlinirea planului de mântuire pentru ridicarea omului. Însă Satan mereu a încercat să facă invers față de ce își dorea Mântuitorul nostru. Planul de mântuire începuse să fie pus în aplicare încă din momentul în care cel rău a adus omul în păcat, căutând să ne aducă în ruină și degradare.
Încă de când Domnul Iisus a venit în lumea aceasta, Satan căuta să îi se împotrivească pentru a încurca planul de mântuire. Vrăjmașul își dorea ca Iisus să nu aibă o copilărie desăvârșită, o slujire sfântă și o viață nepătată. A încercat prin toate mijloacele să împiedice realizarea acestor lucruri, dar vedem că a fost învins. Nu a reușit să-l descurajeze pe Iisus de la lucrarea pentru care venise și dorea să o facă. Din pustie până la Golgota, furia lui Satan s-a bătut asupra Domnului și lovea nemilos, dar cu toate acestea Fiul lui Dumnezeu s-a prins de mână cu Tatăl și stăruia să meargă mai departe. Iar toate eforturile vrăjmașului de a-L împiedica pe Iisus să-și îndeplinească lucrarea de salvare nu au făcut altceva decât să scoată și mai mult în lumină caracterul nepătat și marea iubire a Mântuitorului nostru. Mulțumesc pentru acest răspuns și, într-adevăr, aici este foarte bine sintetizată lupta dintre bine și rău de care aminteam la început. În continuare vom trece la descrierea unei scene dincolo de ceea ce noi putem să vedem sau să ne imaginăm și o să o rugăm pe Denisa să ne răspundă la cum a văzut cerul scena crucificării Domnului Iisus. Cerul întreg a fost martor la acest moment și anume la ultima luptă, dacă o putem numi așa, pentru întreaga omenire, momentul crucificării, și paradisul, practic, a luat parte la aceste scene de încheiere a unui ultimui conflict. De trei ori au izbucnit pe buzele Mântuitorului rugăciunea de scăpare, iar cerul, pentru că nu mai putea să îndure scena, au fost trimis un sol al mângâierii pentru a fi alături de Fiul lui Dumnezeu. Cerul întreg a văzut cum victima a vândut în mâinile gloatei ucigașe și în mijlocul batjocurii a fost trât dintr-un loc în altul, de la un tribunal la altul, iar întregul paradis a asistat la momentele în care lui Hristos i s-au adresat glume murdare din partea procurorilor pe tema nașterii sale umile, care pentru că deși el este un împărat și a fost un împărat, a fost umil în fiecare aspect. I s-au adus blesteme și jurăminte. A fost târât dintr-o parte în alta, cum aminteam, de la palat în sala de judecată, a fost adus înaintea preoților de două ori, la fel și înaintea Sinedriului și înaintea lui Pilat și odată înaintea lui Irol, fiind batjocorit, biciuit. Cu toții cunoaștem pasajele din Biblie în care ne sunt explicate ultimele momente ale Domnului Hristos și cum El a fost tratat, iar dacă uneori noi suntem uimiți și șocați de cum s-au petrecut aceste evenimente, ar trebui să ne gândim cum a suportat cerul să vadă aceste ultime clipe din viața Mântuitorului în calitate de muritor. Și stau și mă gândesc de multe ori dacă încerci să privești în adâncul unui text biblic, ți se pare cu tremurător, dar noi doar citim și practic nu știm nici măcar 1% de ce a trebuit să vadă cerul, să știi, să vezi pe Mântuitor, să vezi pe regele cerurilor prin ce trece și totuși să știi că nu poți să faci nimic astfel încât profeția să se împlinească. Cerul a urmărit pe întreaga perioadă totul cu durere și surprindere, pe Hristos, atârnând pe cruce, pentru că, deși sângele îi curgea și roaie, iar rănile de la tâmplele sale din cauza coroanei cu spin, în plus cu sudoarea amestecată cu sânge și care stăteau pe fruntea lui, el, în ultimele momente, a spus printr-o răsuflare chinuită, iartă-i, Doamne, iartă-i, Tată, căci nu știu ce fac. În momentele acestea, cerul a fost plin de uimire, pentru că în cele mai grele momente, în cele mai dificile clipe, Mântuitorul a rostit o rugăciune. Iartă-i, Doamne, căci nu știu ce fac. Să știi că cineva îți face rău și să te rogi pentru el,
este nu un plus, ci este probabil un țel pe care fiecare dintre noi ar trebui să și îl pună pe listă, pentru că, vedem, Mântuitorul a fost perfect până în ultimul moment și nu doar că s-a împlinit profeția, dar până în ultima secundă din viața lui, când s-a isprăvit, el a dat dovadă de un exemplu viu, de un exemplu ideal pentru noi, pentru a-l urma și pentru a putea fi părtași cu el în veșnicie. Mulțumesc pentru acest răspuns complet. Personal m-a uimit o singură idee din acest paragraf, erau că toți acești oameni care îl chinuiau pe Domnul Iisus, spune că erau acolo oameni făcuți după chipul lui Dumnezeu, unindu-se pentru a zdrobi viața singurului său fiu. Cred că asta trebuie să fie, într-adevăr, să aibă o încărcătură uriașă, pentru că erau, într-adevăr, oamenii după chipul lui Dumnezeu pe care îl ucideau pe cel ce îl crease. Următoarea întrebare, cum a încercat Satana să-l învingă pe Iisus până în ultima clipă a suferinței sale, îl vor rugat pe fratele Nicu să ne răspundă să ne aducă câteva gânduri în evidență. Da, Satana a făcut tot posibilul, știa că asta este ultima șansă de a-l învinge pe Domnul Hristos și a făcut tot posibilul ca să îl învingă pe Domnul Hristos. Cum să-l facă să învingă? Adică să-l facă pe Domnul Hristos să păcătuiască. Și atunci și-a adunat toate forțele acolo la cruce, toată puterea întunericului, toți îngerii căzuți au venit acolo la cruce, s-au adunat să facă tot posibilul din toată puterea pe care ei o aveau să-l facă pe Domnul Hristos să păcătuiască. Ne dăm seama că erau niște forțe malefice, niște forțe de proporții mari, dar ne gândim la această, eu știu să zic, urățenie. Când spui malefic, te gândești la ceva neplăcut. Și aici paragraful ne deschide, așa cum ne spuneai și tu mai devreme, Raisa, faptul că aceste ființe fusese create de Dumnezeu, oare așa fusese ele create, urâte așa și cu această, eu știu, urățenie sufletească, deși fizică și sufletească? Cu siguranță că nu. Dumnezeu crease niște ființe luminoase, niște ființe frumoase, armonioase, îmbrăcate cu armura cerului. Dar cum au putut ajunge în felul acesta? Păi datorită păcatului. Acesta este un lucru care ar trebui să ne dea de gândit și nouă. Pentru că vedem urmările păcatului unde poate ajunge. Datorită păcatului picăm din degradare în degradare până ajungi ca să nu mai fii recunoscut la ceea ce ai fost la început. Uitându-ne la aceste forțe ale întunericului, care au fost ființe extraordinar de frumoase și de armonioase, și ajung într-un fel în care n-ai cum să mai recunoști. Deci nu mai rămâne nicio trăsătură, nicio picătură din caracterul lui Dumnezeu, datorită acestei nenorociri care este numit păcat. Și atunci agenții lui Satana se unesc, bineînțeles, cu colaboratorii săi, care erau oamenii necredincioși ai vremurilor de atunci, în care ne putem include și noi astăzi, nu suntem scutiți, pentru că ori de câte ori facem ceva nedrept, participăm și noi cumva la răstignirea Domnului Hristos. Satana se unește cu colaboratorii săi, cu oamenii răi și încearcă să-l facă pe Domnul Hristos să păcătuiască. Cum? Păi prin batjocură, prin umilire, încearcă să-i aducă acuze, spune că erau prezentat oamenilor de atunci ca fiind cel mai mare păcătos și de aceea ei aveau curajul să se folosească de această batjocură care aducea Domnul Hristos. Satana știa sigur ce face, deci prin această umilință pe care o aducea, îl înțepa cumva, să spunem așa, într-un limbaj mai popular, ar fi vrut să-l determine pe Domnul Hristos
să păcătuiască, deci un singur păcat. Era de ajuns dacă Domnul Hristos ar fi făcut un singur păcat sau s-ar fi supus într-un singur lucru, într-un singur mod, s-ar fi supus lui Satana, atunci vrăjmașul ar fi câștigat lupta. Ar fi fost suficient, deci nu trebuiau foarte multe păcate, unul singur. Dar Domnul Hristos ce a făcut? Spune că a rămas credincios și a plecat capul și a murit și a dat Duhul. Și din cer s-a auzit un glas care zicea, acum a venit mântuirea și împărăția lui Dumnezeu. Satana a văzut că atunci când Domnul Hristos a plecat capul și a dat Duhul, el a fost demascat, spune că masca i-a fost smulsă, el nu putea să mai pretindă că este un, eu știu, un binefăcător al acestui univers. Dacă până atunci mai putea să mai pună, eu știu, o urmă de îndoială asupra ființelor cerești, spune că îi aștepta pe agenții cerești care veneau pe pământ și duceau mesaje către cer, el îi întâmpina și cumva încerca să le insufle această atitudine pe care el o avea. De acum înainte, el nu mai putea să mai facă acest lucru. Și ultima verigă a simpatiei dintre Satana și lumea cerească spune că a fost ruptă. Deci de la cruce, el n-a mai avut acces la ființele cerești și n-a putut să-i mai determine să mai aibă o urmă de simpatie pentru el, pentru că s-a văzut că vărsând sângele Fiului lui Dumnezeu, ce anume putea să facă acest monstru al păcatului. Mulțumesc pentru răspuns. Într-adevăr, acesta era unul și dintre gândurile mele care le aveam aici. Într-adevăr, până la această jertfă, nici îngerii, nici ființele necăzute în păcat nu erau convinse de rebeliunea totală a lui Satana, dar că acest moment al răstignirii Domnului Hristos a rupt într-adevăr definitiv răul, simpatia ființelor necăzute în păcat de Satana. Și nu doar acest lucru, dar Satana n-a mai avut niciodată acces în cer până după acest moment. Întrebarea numărul 6, de ce nu a fost Satana nimicit atunci imediat când a inițiat rebeliunea și cum omul este într-o poziție diferită față de Satana, chiar dacă și noi suntem cumva puși poate într-o poziție de rebeliune față de Isus. Și aș ruga-o pe Roxana să explice puțin mai mult această temă. Lecția ne explică faptul că la începutul Marii Lupte Satana declarase că legea lui Dumnezeu nu poate fi ascultată, că dreptatea nu se poate împăca cu mila și că dacă legea ar fi călcată, ar fi cu neputință pentru ca păcătosul să primească iertarea. El susținea că orice păcat trebuie să fie pedepsit și dacă Dumnezeu ar fi iertat vreun păcat, atunci n-ar putea fi un Dumnezeu al adevărului și al dreptății. Tocmai de aceea Dumnezeu a hotărât să nu-l nimicească pe Satana pentru a-i da timpul necesar ca să-și dezvolte aceste principii care stăteau la temelia sistemului său de cârmuire, dar tot universul să fie martor. Și răspunsul pe scurt ar fi pentru binele omului. Existența lui Satana a trebuit să continue. Omul, ca și îngerii, trebuia să vadă contrastul dintre prințul vieții și prințul întunericului, trebuia să aleagă cui vrea să slujească. Chiar fiind păcătos, omul era într-o poziție cu totul diferită de cea lui Satana, pentru că în ceruri Lucifer păcătuise în lumina prezenței lui Dumnezeu, lui fiindu-i descoperită iubirea lui Dumnezeu ca niciune alte ființe create. Însă, înțelegerea caracterului lui Dumnezeu și bunătatea sa nu au fost de ajuns pentru Satana, ci el a ales să urmeze calea propriei voinți, egoiste și independente. Și a făcut această alegere care a fost definitivă în stabilirea
viitorului său, să spunem. Dumnezeu nu mai putea să facă nimic pentru salvarea lui, dar omul a fost înșelat. Mintea sa a fost întunecată de înșelătoria lui Satana. Și ca să primească iertarea și să aibă parte de mila și dragostea lui Dumnezeu, trebuia să cunoască înălțimea și adâncimea iubirii lui Dumnezeu. Pentru el, aceasta era singura nădejde de a cunoaște iubirea lui Dumnezeu și de asta a avut parte de o poziție diferită față de Satana. Mulțumesc pentru răspuns, mulțumesc că ai explicat atât de frumos această exactă diferență de ce Satana nu mai poate fi salvat, dar omul are această șansă. Practic, vom trece la următoarea întrebare pe care o să o rog pe Ligia să ne răspundă, să ne explice puțin diferența dintre lege și milă sau iubire și dreptate. În Hristos, oamenilor a fost descoperită mila lui Dumnezeu, dar asta nu înseamnă sub nicio formă că dreptatea este înlăturată. Nici o frântură, nici o părticică din lege nu poate fi modificată, astfel încât ea să se potrivească cu natura păcătoasă a omului. Și deși avem această învățătură, cum încercăm noi de multe ori să modificăm legea? De câte ori extragem din Scriptură versete și încercăm să le asociem situației noastre. Și noi credem cu toată tăria că este adevărat, că este învățătura lui Dumnezeu. Și cum putem rezolva această problemă? Prin studiu aprofundat, prin rugăciune și prin cerința lui Dumnezeu de a fi alături de noi, de a ne călăuzi pașii, astfel încât să nu modificăm în niciun fel legea lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu cere o viață desăvârșită, o trăire perfectă, dar acest lucru nu este posibil decât prin jertfa Domnului Hristos de la Calvar. Prin moartea Domnului Iisus, El ne oferă iertarea păcatelor. Aceste două, iubirea și dreptatea, sunt în strânsă legătură și nu pot fi una fără cealaltă. Avem asigurarea dată de Dumnezeu că El pedepsește pe cel pe care îl iubește. Este greu să înțelegem această propoziție și totuși Domnul Dumnezeu ne asigură de un lucru. De fiecare dată când simțim că suntem pedepsiți în vreun fel, Domnul o face doar pentru că o iubește, că ne iubește și pentru că dorește să ne aducă pe calea cea dreaptă. Satan, în încercarea lui de a desființa cumva legea lui Dumnezeu, el susține că prin jertfa de la Calvar aceasta a fost modificată. Dar dacă legea ar fi putut fi modificată în vreun fel, nu ar mai fi fost nevoie de această jertfă. Și totuși, într-o ultimă încercare disperată, Satan încearcă astăzi să arunce asupra noastră dorința de a modifica cumva această lege și de a ne face să înțelegem că este plină de greșeli. Pentru că ne spune textul, cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Satan încearcă să ne controleze pe toți prin înlocuirea legii lui Dumnezeu cu legea oamenilor. Mulțumesc pentru această explicație ideală pentru a înțelege iubirea și dreptatea și aș mai sublinia o singură idee din acest paragraf, era că la cruce Domnul Hristos a reușit să îndeplinească cerințele legii și în același timp să ofere iubire și bunătate. Spune că bunătatea și credincioșia se întâlnesc, dreptatea și pacea se sărută. A reușit să îmbine imposibilul cu posibilul, practic, la cruce. Și pentru că această cruce este atât de importantă pentru noi, pentru că fără ea nu există salvare, pentru că este bolta planului de mântuire, o să-l rugăm pe fratele Eman să ne explice această scenă finală dintre bine și rău și cum acest plan de mântuire își găsește împlinirea și aplicabilitatea până la noi astăzi și până în veșnicie. Da, lupta împotriva legii lui Dumnezeu, care a început în ceruri, va continua până la sfârșitul acestui pământ. Noi cei care trăim vom fi cu siguranță încercați. Vom alege să ascultăm sau nu
nu vom putea să fim neutri în ultima luptă care se va da pe acest pământ. Lumea întreagă va trebui să hotărască și noi împreună cu ea, sigur că da. La final nu vor exista decât două clase, cei buni și cei răi, cei care slujesc lui Dumnezeu și cei care nu îi slujesc. Fiecare caracter își va defini poziția, iar atunci va veni sfârșitul. Toți cei care i-au luat apărarea lui Satan în răzvrătirea sa vor fi nimiciți împreună cu el. Îmi place textul pe care aici lecția îl folosește din Ezechiel, pentru că îți dai ifose, ca și când ai fi Dumnezeu, te nimicesc, heruvim ocrotitor din mijlocul pietrelor scânteitoare. Ești nimicit, ești nimicit și nu vei mai fi niciodată. Cei ce au respins mila lui Dumnezeu vor culege ceea ce au semănat. Nu se poate să alegi să slujești păcatului și să vrei să fii și să speri să trăiești lângă Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat timp în această viață pentru a ne dezvolta caracterul și a ne manifesta principiile pe care le avem, iar alegerile noastre vor avea ca rezultat hotărârea finală pe care Dumnezeu o va da împotriva celor ce au călcat legea sa. Slava lui Dumnezeu, care în mod normal este o binecuvântare pentru cei ce îl iubesc pe el, va nimici pe cei care sunt împotriva sa. Acum, de ce se întâmplă toate aceste lucruri? Dacă la începutul Marii Lupte s-ar fi manifestat în acest fel Dumnezeu, îngerii necăzuți n-ar fi înțeles pe deplin rezultatul păcatului pe care Satan l-a comis împotriva lui Dumnezeu și în mintea lor ar fi rămas o îndoială cu privire la bunătatea lui Dumnezeu. Dar odată cu răstignirea Domnului Hristos, odată cu această mare luptă între bine și rău, toți îngerii și toate lumile necăzute vor înțelege pentru totdeauna caracterul lui Dumnezeu și dreptatea sa în relația dintre el și cel care a fost heruvim ocrotitor. Hristos însuși este cel care a înțeles pe deplin rezultatele jertfei sale aduse la Golgota. Și el este acela care, înainte de toate acestea, pe cruce fiind, când striga s-a sfârșit, de fapt spunea că s-a sfârșit cu lupta dintre bine și rău, că biruința de acum încolo urma să rămână în mâinile sale, în defavoarea celui care își dorise să-și așeze tronul mai pe sus de Dumnezeu. Rămâne ca și noi astăzi fiecare să facem alegeri. Cu siguranță alegeri facem în fiecare moment din viața noastră. Depinde ce alegeri facem. N-ar trebui să ne înșelăm singuri crezând că noi putem să mai lăsăm lucrurile așa cum sunt, că nu e important de partea cui suntem astăzi. Nu. Nu se poate să vrei să fii cu Dumnezeu și să alegi altceva. Atâta timp cât trăim, facem alegeri, iar alegerile noastre vor pecetlui soarta noastră dacă vom fi o veșnicie cu Dumnezeu sau dacă vom fi de partea cea rea. Învățam noi și la lecțiile de azi dimineață cum sunt oamenii împărțiți oare. Și se spunea frumos și astăzi doar repet acum, oamenii sunt împărțiți în două grupe, buni și răi. Vrei să fii un copil al lui Dumnezeu sau un copil al celui rău? Nu poți fi altfel. Indiferent cum te numești, religia noastră, nu? Denominațiunea din care facem parte, situația noastră socială, apartenența noastră rasială, nu ne va ajuta cu nimic în fața unui Dumnezeu sfânt și curat. Vom fi buni sau răi. Și eu îmi doresc ca eu și tu, care mă asculți, să putem să luăm hotărâri care să ne pună de partea lui Dumnezeu, să fim între cei buni care alegem să-i slujim acum, ca să-i slujim și în veșnicie.
Mulțumesc pentru răspuns. Mulțumesc tuturor care, celor care au participat activ în dezbaterea acestei teme. Dacă mai dorește cineva să mai adauge un gând, este invitat cu drag să-l adauge. Aș vrea să încheiem cu această idee plină de speranță și cu faptul că Dumnezeu ne-a iubit atât de mult încât a murit pentru noi. Și poate dacă noi astăzi am enunțat că ne dăm viața pentru cineva pe care îl iubim, cum i-ar fi să-ți dai viața pentru cineva care de fapt este împotriva ta? Asta este o iubire cu adevărat supremă. Și sper să plecăm acasă cu toții cu câteva idei, cu acele idei de care aminteam la început, cu această idee de speranță că acest s-a sfârșit este că răul în univers s-a sfârșit, că Dumnezeu a avut o iubire atât de mare pentru ființa căzută în păcat, dar inclusiv pentru ființele necăzute în păcat, pentru că trebuia să se dovedească această rebeliune, să se coacă această rebeliune până la maximul și până la apogeul ei, astfel încât un astfel de act de rebeliune să nu mai existe niciodată în istoria Universului. Vă mulțumesc tuturora pentru participare, pentru implicare. Doresc să fi rămas cu câteva idei atât de frumoase din acest studiu. Și înainte de a asculta o ultimă cântare, un ultim imn pe care îl va interpreta Alex Dumitru, urmat apoi de o rugăciune pe care o să o rugăm pe Roxana să se roage, aș vrea să vă amintesc să nu uitați de faptul că avem programe marțea și joia, programele online de la 8 seara, iar vineri de la 7 seara. Vă mulțumesc și vă doresc o săptămână binecuvântată și fericită! Capul îmi plec pe pieptul celui ce m-a iubit, dându-și a sa viață să pot fi mântuit. Cu dulce glas mă cheamă Fiul lui Dumnezeu, vin și te odihnește, vino la pieptul meu. Capul îmi plec pe pieptul celui ce m-a a sa viață, să pot fi mântuit. Stâncă a vieții mele, stâncă de neclintit, loc sigur de scăpare. Aștept în pace să treacă noaptea grea și să se arate ziua în strălucirea sa. Stâncă a vieții mele, cel iubit.
Tatăl nostru care ești în ceruri, mai rămânem câteva clipe la picioarele tale ca să-ți mulțumim pentru această ocazie de a învăța din cuvântul tău, de părtășie cu ceilalți frați. Te rugăm să ne oferi tu înțelepciunea necesară pentru a alege viața, pentru a înțelege adâncimea iubirii tale și întărește-ne puterea credinței de asemenea în cuvântul tău și în toate făgăduințele pe care ni le oferi. Te rugăm să fii cu noi și în săptămâna care urmează. Îți mulțumim de asemenea pentru toate binecuvântările pe care ni le oferi zilnic, cât și pentru jertfa supremă a Fiului tău. Te rugăm să ne ajut să fim cu adevărat copiii tăi și niște exemple pentru cei din jurul nostru, cât și o binecuvântare pentru cei care sunt în nevoie. Toate acestea ți le cerem în numele Domnului Iisus, care a murit pentru noi în veci de veci. Amin.